vrei să scapi de stres? Ei, se pare că toată lumea asta vrea. Dar dacă te străduiești să scapi de stres, tot ce vei obține, desigur, va fi și mai mult stres. Deci, hai să vedem ce se poate face. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că la bază de oricare performanță este relaxare și, în schimb, încordarea este dușmanul numărul 1 a orice performanță de top, hai să vedem un moment cum se poate rezolva, dacă se poate rezolva aspectul ăsta. Stres se pare că într-adevăr a devenit o problemă pandemică, mai pandemică decât virusul. Toată lumea se plinge de stres, toată lumea ar vrea să fie mai relaxată, mai liniștită, să nu aibă atâta tensiune în viața lui. Ca în multe alte discuții, este o abordare un pic greșită. În ce sens? Stresul în sine nu este deloc negativ. E o simplă reacție la o situație de urgență, adică la un moment dat, dacă noi suntem în junglă și percepem că putem fi atacați de la un leu, de la o fiară, imediat trupul reacționează cu o atitudine de luptă sau fuga, începe să curgă adrenalina, inima bate mai tare, mușchii se încordează și se pregătesc de lupta. Deci e o reacție absolut naturală pentru că ne permite sau să scapăm cu viața, sau dacă leu ne mănâncă, oricum sensibilitatea la durere scade, intrăm într-o altă stare mentală, se declanșează endorfine, în fine. Natura știe ce are de făcut, ca de obicei când vrem să înțelegem ceva, să ne adresăm naturii, că răspunsul este corect. De ce la noi a devenit o problemă așa de mare? Pentru că tocmai noi suntem făcuți în așa fel că când am vorbit despre antrenament fizic, pentru eforturi mari, pentru un timp foarte scurt. Deci, dacă eu menținesc cu un leu, știi cum e, poate ai văzut cele documentare de la Animal Planet, când vezi un leu care ataca un grup de zebre, nu? E, leu mănâncă una, toate celelalte fug, poi când s-au dat seama că au scăpat și nu e o problemă lor, gata, se întorc la mâncare, fără cea mică problemă. Nu stau să se gândească, vai de mine ce am scăpat, ce periculos a fost și dacă se întâmplă mie data viitoare. Nu, pur și simplu au scăpat și cu asta basta. Noi pentru asta suntem făcuți, să avem o reacție violentă la o problemă foarte serioasă și imediat când am scăpat să ne întoarcem la starea noastră naturală. Pentru că, tocmai evident, dacă ne prinde un leu, sau am scăpat, deci problema nu mai este, sau m-am mâncat și tot problema s-a rezolvat. În schimb, trupul nostru, creierul nostru, nu e pregătit pentru o amenințare cum ar fi am o rată de plătită la sfârșitul lunii și nu am banii. Am un proiect determinat și nu rosesc, adică probleme despre viitor pe care mă mănâncă pe moment și de fapt mă creează această stare permanentă de tensiune din care nu am cum să scap. Aici, într-adevăr, se vede decalajul printre tocmai starea noastră naturală și starea noastră socială. E mai ales pentru că asta este ideea. De fapt, dacă eu nu am banii de factură, oricum nu este o amenințare așa de gravă cum ar fi un leu care vrea să mă mănânce. Dar trupul meu, la nivel de reacție fiziologică, are aceeași reacție cum dacă ar fi gata de a fi mâncat de un leu. Nu numai. Are aceeași reacție pe care cu un leu oricum e foarte scurtă, pe termen îndelungat. Asta evident va avea un efect devastator asupra mintea, asupra trupului, asupra inima, toate felurile de probleme pe care le știm perfect. E clar că aș vrea să-i fiu eu cel care aduce o soluție pentru problema asta. Din păcate, problema este structurală a societății noastre. Deci, sau ne urcăm la o monastire, sau va trebui să facem în față.
Să zicem că în sensul ăsta, ce am spus acum câteva săptămâni, despre faptul că, da, mintea stăpânește trupul, dar trupul stăpânește foarte mult mintea, e, cred că a începe să abordăm problema relaxare din punctul de vedere fizic, e mult, mult mai eficient. Pentru că dacă cineva încearcă să se liniștească, începând de la relaxarea minții, în timp ce trupul este încordat, în timp ce adrenalina curge, șansele de reușită sunt aproape zero. Aici intră în joc toate tehnicile de la relaxare pe care le avem, sau dacă ți plac partile orientale cu yoga, cu tai chi, cu tao, sunt extrem de bune. Dacă vrei ceva mai occidental, merge foarte bine training autogeno, chiar dacă e o tehnică învechită, oricum merge perfect. E și metoda Jacobson de relaxare progresivă folosită foarte mult de la sportivi. Ar fi foarte interesant să discutăm un moment despre cât de mult e importantă relaxarea în performanța sportivă, dar am depășit timpul prevăzut. Vom vedea un moment, totuși în zilele următoare, ceva, odată ce am găsit noi o tehnică cu respirație, cu poziție, care ne liniștește trupul, ce e de făcut cu mintea, pentru că niște aspecte al minții sunt într-adevăr foarte, foarte ciudate și ar trebui să fie cunoscute. Ne vedem mâine cu o altă temă. O zi bună în continuare!